Asuman, mama frumoase Ildiz, decide să aibă o întrevedere cu fostul sot al fiicei sale. Cei doi vor avea o conversație interesantă, care îl va pune pe ganduri pe celebrul afacerist. Cu toate că Ildiz a încercat din ras puteri să ascundă faptul că ea sitanarul Kerim se plac, asuman zadarnice planurile fiicei sale. În plus, intervenția Sahikai, în toată această poveste, surprinde pe toti cei implicați. Candil Diz afla că barbatul pe care îl credea îndrăgostit de ea are o relație cu Sahika, se simte tradata și si decide să ia masuri. Pentru Ender, atat în afaceri cat sim familie, lucrurile nu evoluează așa cum si ar dori. i a făcut eforturi mari pentru a fi parte în afaceri, si a reușit, acum ca ea. actualul sot, doi cere să renunte la acțiunile pe care le are la firma lui Halit, dacă doreste armonie în familia lor.